Bine ați venit la Hetea, o localitate izolată între munți în județul Covasna. Localitatea este despărțită de primul sat printr-un drum de 6 km, neasfaltat. Oamenii care trăiesc aici, aproximativ 70-80 de familii, majoritatea de etnie romă, trăiesc într-o izolare socioculturală aproape totală față de lumea din jur. Locuiesc în case improvizate din pământ, lemn, plastic, carton, cât și orice alt material de construcție ce poate fi găsit sau făcut rost. Înăuntru, în câțiva metri pătrați, găsim două paturi, o masă, o sobă și câteva carpete ce împodobesc pereții. Pe timpul verii, oamenii adună bureți ori împletesc mături cu care pleacă spre vânzare prin satele din jur. Pe timpul iernii, oamenii așteaptă alocația copiilor, singura sursă de venit constant. Cei peste 200 de copii roiesc peste tot, indiferent de vreme. Deși prima atestare documentară a localității Hetea o avem încă din 1571, anul de grație 2015 găsește locuitorii aproximativ la același nivel economic cu întemeietorii zonei. Astfel, cele câteva familii ce posedă o căruță și un cal sunt considerate bogate, privilegiate, suspuse. În Hetea nu există mall, piață, spital, poliție, ori alte minuni moderne. Apa de băut o cară fiecare de la izvorul aflat în sat, fără de care viața nu s-ar putea continua. Surpriză! În Hetea există școală. Teoretic, copiii trec pragul instituției. Însă, dacă ajungi să vorbești cu ei, afli în curând că nivelul educațional al cursanților nu-l depășește cu mult pe cel pentru care școala n-a reprezentat o opțiune. Vârstele mici, de numai 15-16 ani, la care fetele devin mame, fac din copiii din Hetea un grup aflat cu atât mai mult în nevoia disperată a dobândirii unei educații școlare, familiale și morale. Cu ceva timp în urmă, un voluntar al Asociației Serviciului Umanitar pentru Penitenciare, domnul Valentin Bota din Brașov, a ajuns să cunoască situația copiilor din Hetea. La despărțire, unul dintre micuți l-a întrebat când se mai întoarce. Simțind că nu poate da un răspuns doar de moment, domnul Bota a revenit. De atunci, au trecut câțiva ani în care aproape săptămânal vizitează copiii din Hetea, însoțit și de câțiva prieteni. Încărcate în 10 mașini, cele 300 de pachete au pornit la drum. Și odată cu ele, un grup de copii a vrut să aducă prin cântec și poezie o rază de speranță și o bucurie în suflet copiilor din această zonă. Întâmplător am aflat că sunt printre ei artiști, oameni ce știu să cânte la vioară. Le-am oferit instrumente și iată-i aici, neștiind note muzicale, neavând școală, interpretând însă plin de talent și pasiune. Ascultă cu bucurie, știind că este poate singura ocazie pe care o au de a se bucura de aceste sărbători. Acasă, când totul se va termina, vor reveni la necazurile și problemele lor. Mulți dintre acești micuți pe care îi vedeți nu și-au văzut tatăl de luni sau ani de zile. Lipsa de educație, sărăcia, lipsa unui loc de muncă conduc pe mulți locuitori din Hetea să săvârșească anumite infracțiuni. Din cauza alcoolului, unii au avut de făcut ani grei în pușcărie, deoarece, în timpul unei beții, au săvârșit acte pe care apoi le-au regretat. Tâlhărie, furturi, violuri și chiar crime. Unde este soțul acum? E la pușcărie. De cât timp? Are 2 ani. Și cât trebuie să mai stea?
pe are de executat 9 ani. În vara lui 2014 existau 11 deținuți proveniți din Hetea. După concert a venit timpul împărțirii cadourilor. Fiecare copil din sat a primit câte o pungă cu fructe, bomboane, detergent, săpun. Dincolo de aceste ocazii punctuale, voluntarii Asociației Serviciului Umanitar pentru Penitenciare oferă suport și ajutor susținut pentru perioadă lungă locuitorilor din Hetea. Concret, activitatea în satul celor 70 de bordeie se focalizează în următoarele direcții. Educația copiilor, creșterea nivelului de trai al familiilor, educația adulților. Părăsim pentru moment copiii din Hetea, având mașinile goale, dar inimile încărcate de dorința de a-i ajuta mai mult. Și nu doar cu pachete alimentare. Voluntarii Asociației Serviciului Umanitar pentru Penitenciare vor reveni săptămânal la Hetea, încercând să educe copiii, să susțină tinerii și adulții, transformându-le astfel viața și oferindu-le un sens și o direcție de dezvoltare socială, familială, morală. Și ce spui tu în rugăciunea ta de culcare? Doamne, iartă-mă și să fie tata acasă.